Prin noua lege se dorește eficientizarea procesului de recuperare a debitelor stabilite în sarcina pensionarilor care au contractat împrumuturi de la casele de ajutor reciproc, dar și întărirea capacității organizaționale a acestora. Nu de aceeași părere sunt și președinții caselor de ajutor reciproc a pensionarilor, care nu sunt de acord ca împrumuturile luate de pensionari și nerestituite la timp să fie recuperate prin intermediul unui executor judecătoresc. Potrivit președintelui casei de ajutor reciproc a pensionarilor Sălaj, Ioan Ivașcău, nu au fost semnalate niciodată probleme atât de mari în recuperarea creanțelor, încât să fie nevoie de intervenția executorilor. Prin executor judecătoresc, ceea ce înseamnă că fiecare din cei care din diverse motive nu au reușit să-și restituie împrumutul, o să plătească 10-12 milioane în plus. Potrivit lui Ioan Ivașcău, acest proiect nu vine în ajutorul carpurilor, ci reprezintă o sursă de venit pentru cei care se vor ocupa de executarea silită. Acesta a mai declarat că pensionarii sunt buni platnici care se împrumută în general pentru a-și cumpăra medicamente sau pentru a-și plăti facturile, iar o astfel de măsură îi va lovi în special pe pensionarii săraci. Acesta a mai menționat și faptul că există carpuri în țară care au 100 de ani de activitate și s-au descurcat să își recupereze sumele restante doar cu ajutorul caselor județene de pensii, motiv pentru care existența unui executor judecătoresc nu este necesară. Potrivit președintelui Carp Zalău, din cei 10.000 de membri, doar o mică parte se împrumută și foarte puțin dintre ei ajung în situația de a nu-și plăti ratele la timp.